ce ne-a dat Dumnezeu, o dat prin natură și avem nevoie din natură, tăti ni le dă apă, aer, recolta cât există, tăti e la natură. Dacă natura ar fi o companie, ar fi cea mai mare din lume. Pentru că toate lucrurile esențiale pentru viața noastră folosesc servicii furnizate de natură. Acum urmează partea tristă a comparației. Dacă natura chiar ar fi o companie, ea ar fi de mult falimentară. Deși suntem cu toții clienții naturii, ea nu primește nimic înapoi. Într-adevăr, nu putem să plătim natura. Nu are ce să facă cu banii noștri. Dar banii îi pot motiva pe oamenii care au grijă de natură. Pentru circa 25% din suprafața Fondului Forestier Național nu se reglementează proces de producție, adică nu sunt permise tăieri în scop comercial. Cu toate astea, administrarea, paza acestor păduri este obligatorie. Ce agricultor ar putea înțelege să îngrijească livada, să o păzească, pentru ca la sfârșit să nu poată utiliza fructele? Eu, sincer să fiu, mă văd la o vârstă a treia imediat și aș vrea să transmit, să dau și eu ce am primit la copiii mei, dar dau și probabil și ei vor sta și vor aștepta cu mâna întinsă și nu vor primi ca și mine nimica. Ar trebui să evalueze valoarea lemnului și să primească o sumă în bani. Ca să nu taie, cum am spus, această pădure este totul pentru noi. Bunăstarea naturii înseamnă bunăstarea omului. Solidaritate și respect pentru oameni și natură. Proiect pilot pentru dezvoltarea, testarea și promovarea legislativă a principiului beneficiarul plătește pentru serviciile de mediu din România. PES Pay Pilot.